Noi clarificări în scandalul OMV-Guvern pe tema taxei de solidaritate în energie. Ministerul Finanțelor a primit răspuns de la Comisia Europeană în privința modului în care este aplicată suprataxarea. Discuțiile vor continua între oficialii români și cei europeni, însă surse politice spun că sunt șanse mici ca OMV Petrom să plătească în acest an taxa de solidaritate. Mai multe informații primim de la colega noastră, Emma Stoica. Emma, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Au fost trimise trei întrebări de Ministerul Finanțelor către Comisia Europeană. În primul rând, au întrebat funcționarii de la Ministerul Finanțelor dacă a fost aplicată cum trebuie în ordonanța de urgență ceea ce a transmis Comisia Europeană în privința acelui procent de 75% din cifra de afaceri pentru companiile care au profit din petrol, gaze, dar și cărbune. Pe de altă parte, dacă au fost transpuse corect acele coduri CAEN care arată ce firme, ce companii se încadrează pentru a plăti această, taxă, la ambele întrebări Comisia Europeană a răspuns că da, statul român a transpus cum trebuie în ordonanța de urgență. Pe de altă parte, o altă întrebare care indirect a vizat și anunțul OMV Petrom că nu va plăti taxa în România a fost venită dinspre Ministerul Finanțelor către Comisia Europeană. Ce se poate modifica? Cum poate statul să modifice această ordonanță astfel încât să fie introduse și acele profituri provenite din vânzarea produselor pe care le-a făcut compania respectivă? Vorbim aici, de exemplu, de benzină, de carburanți. La această întrebare, Comisia Europeană nu a venit cu un răspuns, ba mai mult a spus că are nevoie de clarificări din partea statului român, din partea guvernului român și după ce va primi aceste clarificări, mai apoi se poate pronunța. În perioada următoare vor avea loc aceste discuții între guvern și Comisia Europeană, însă din informațiile noastre, în momentul de față, cum arată proiectul de lege, OMV Petrom nu plătește acea taxă care ar trebui să fie în funcție de profitul pe care l-a avut în 2020.